bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Fără Mănuși. Astăzi am un invitat foarte, foarte special datorită faptului că este locul 1 în trending și pe lângă faptul că este locul 1 în trending, este și un adolescent minunat și aș vrea să îl cunoaștem astăzi cu toții. Bună ziua, bună, Toni, bine ai venit! Bună, Alexandra, mă bucur că m-ați invitat la emisiunea voastră. Cu drag, mulțumesc că ai acceptat. Cu mare drag. Cum ești? Ești ok? Ai emoții? Sunt bine, dar având în vedere că e primul meu interviu, am puține emoții. Lasă, că nu că nu sunt obișnuit cu astea. Te așteptai ca melodia să prindă atât de bine? Nu. Mă așteptam să prindă, să facă vizualizări, dar nu atât de mult, să ajungă unul în trending, să devină atât de virală. De cât timp este locul unul în trending? De o săptămână. Și o să țină mult, nu? Sper. Sper să țină cât mai mult. Și eu sper. Cum, ce părere are tatăl tău despre toate astea? Este foarte bucuros că suntem unul în trending și că am ales să îl urmez în genul lui de muzică. Până acum eu am făcut trap. Oh. Cântam trap până în septembrie și dintr-o dată mi-a venit în gând să fac și eu genul ăsta de muzică. Și îți place, să înțeleg. Da, îți place? Da, da. Și îl faci foarte mândru. Și mama ta ce a spus despre? Foarte bucuroasă. Foarte bucuroasă. Am înțeles că ai și un frățior, Dani. Da, pe Dani. Ok, el? El face trap. Și el e viral, da, Lil Dani. Ok. Colegii la școală, cum? De când am scos piesa nu am mai fost la școală. Deci nu știu reacția colegilor, okay. Dar când o să mă duc, o să, abia aștept o să vă zic. Să ne spui. Da. Cum sunt părinții tăi? Vreau să-mi spui un moment frumos alături de tatăl tău și un moment frumos alături de mama ta, dar în același timp și unul mai puțin frumos. Da. O amintire. Un moment frumos cu tata este atunci când am scos piesa aceasta, Sistem Otoman, și m-am trezit. M-am dus în bucătărie, era în bucătărie și mi-a spus fericit că e unul în trending. Eu nu mă uitasem la statisticile piesei și mi-a spus că e unul în trending și mi-a plăcut momentul acela. Foarte frumos. Și cu mama ta? Cu mama sunt mai multe momente, dar nu știu, acum nu-mi vine în cap unul în special. Unul? Sau uite, poți să-mi spui, spre exemplu, o boacănă pe care ai făcut-o și l-ai supărat foarte tare pe tatăl tău sau pe mama ta? Sau poți să-mi spui o boacănă despre care mama ta nu știe și nu știe tatăl tău? Sunt foarte cu minte în general și de-aia nu-mi vin o boacănă acum aminte. Uite, îți dau eu un exemplu. Ai furat vreodată bani de la părinți? Nu, niciodată. Asta niciodată. Și nici din magazin. Nu-mi place ideea de a fura ceva. Ok, deci nu ai absolut nimic. Nu. Dar fratele tău este mai... Da, este mai... Năzdrăvan, așa, da. Okay. Cum te înțelegi cu el? Aveți o relație frumoasă? Foarte bine, da? Foarte bine. Dani e omul pe care îl iubesc cel mai mult de pe pământ. Foarte bine. Îl iubesc mai mult și decât pe mama și decât pe tata. Având în vedere că ai menționat mai devreme faptul că ai făcut o perioadă bună trap, îmi poți spune trei trapuri care nu-ți plac absolut deloc? Care nu-mi plac absolut deloc? Da, care crezi tu că nu au nicio deloc voce și că n-ar trebui să activeze în acest. Da, din România? Da, din România, da. Nu-mi place de Călinacio. Ok. Chiar dacă nu prea e trapper, a făcut și el trap, nu-mi place de Călinacio. Mi se pare foarte overrated acum în ultima perioadă, Ian. Ok. Înainte eram fanul lui, dar acum mi se pare foarte overrated. Și ce te-a făcut să schimbi? De când a scos Voodoo, albumul Voodoo, nu mai îmi place deloc de el. Ok, și încă unul? Și încă unul... Nu știu, dar îți pot spune care sunt preferații mei. Ok, te rog. Aerozen. Ok. Mi se pare un numărul 1 la ora actuală. Și Oscar. Ok, și mai sunt preferații mei. Nu. Ok, să ne imaginăm puțin. Dacă i-ai vedea în cușcă, cine crezi că ar câștiga? Dintre cine și cine? Dintre cei doi preferați ai tăi, dar și dintre cei pe dintre care... Dintre Aerozen și Oscar? Da. Cred că, din punct de vedere sportiv. Da. Aerozen. Aerozen, ok. Da. Și din ceilalți doi? Dintre Ian și Călinacio? Exact. Călinacio. Am înțeles. Pe tatăl tău l-ai vedea în cușcă? Și dacă da, cu cine? Nu l-aș vedea. Nu? Nu. De ce? Nu l-aș vedea. Pur și simplu. Nu mi-l imaginez să se bată cu cineva. Uite, spre exemplu, să zicem că l-am pune să se bată cu Țancă. Ok. Cine crezi că ar câștiga dintre el și Țancă? Strict sportiv vorbind. Da, strict sportiv.
Cred că remiză. Remiză? Remiză, da, egal. Ok. Deci să înțeleg că nu ai atât de multă încredere în tatăl tău ca să... Din punct de vedere al bătăii, nu. Ok, am înțeles. De ce ai auzit Costel ce a zis? Și relația ta cu fratele tău a fost bună de la bun început? Pentru că am și eu surori și nu prea m-am înțeles când eram mici cu surorile mele. Adică au fost momente în care ne-am bătut, ne-am certat, ne-am reproșat multe lucruri. Se întâmplă lucrurile astea și între tine și fratele tău sau? Da, câteodată. Dar mai mult le înțelegem bine. De exemplu, când eram mici, diferența dintre noi e de 6 ani. Când aveam eu 12 ani și el 6 ani, ne jucam wrestling în pat. Ok. Și ne mai băteam așa, la mișto. Care sunt hobby-urile tale? Adică aveți hobby-uri în comun, tu cu fratele tău, sau... FIFA. Ne jucăm FIFA mult, rău. Împreună? Da. Deci... Și jucăm pe bani. Ok, să înțeleg că petreceți foarte mult timp împreună. Da, da. Am înțeles. Ai vrea să intri, bineînțeles, după ce vei împlini vârsta de 18 ani în Cușca RXF, adică te-ai vedea, da. Îți place, da. Cu cine ai vrea să intri? Cu oricine. Cu oricine? Da. Poți să-mi dai un nume? Sau uite, poți să-mi dai 3 persoane? Păi nu știu acum, n-am nimic cu nimeni de-aia. Dar nu-i vorba de a avea, e strict din punct de vedere sportiv. Din punct de vedere sportiv? Da. Pentru că ai spus că pe tatăl tău nu l-ai vedea acolo și mă gândesc că... Și trebuie persoane publice? Persoane publice? Cine vrei tu? Bineînțeles, hai persoane să ne publice, nu? Axăm doar pe persoane publice. Ok, Vlad Neamțu. Ok. Vlad Neamțu, băiatul ăla din Bass House. Și... Atât, Vlad Neamțu. Ok, deci să înțeleg că ai ceva nu, cu el, nu? Nu, dar m-aș vedea cu el. Ok, l-ai bate? Da. Sigur? Da, 100%. Faci sport? Te antrenezi? Am făcut fotbal când eram mai mic, dar n-am făcut mult, am făcut câteva luni. Ok. Cine a venit cu ideea în momentul în care ai făcut această piesă cu tatăl tău? Eu am venit cu ideea. Tu ai vrut să faci acest? Da. Trebuia să lansăm piesa asta din octombrie, dar s-a mai întârziat și am scos-o acum, în ianuarie. Am văzut că ai scos o piesă și cu Țancă. Te așteptai la acea piesă să bubuie atât de tare? Să... N-am prins foarte mult. Totuși a prins cât de cât. Da, dar nu a prins foarte, foarte mult. De exemplu, nu a avut succesul piesei. Bineînțeles, ești tată cu fiul, e normal să nu aibă același succes. A prins, dar, a făcut vizualizări, a făcut 3 milioane de vizualizări. Dar... 3 milioane, adică 3 milioane de vizualizări sunt totuși... Dar nu cum face Țancă de obicei, foarte multe. Ok, înțeles. Aia a fost prima melodie pe care ai scos-o, să înțeleg? Nu, a fost primul meu hit. Hit. Da, prima piesă pe care am scos-o a fost Mașini scumpe. Ok. Și aia nu a avut atât de mare succes? Sau? Având în vedere că a fost prima piesă, eu cred că a avut destul succes. Are 200.000 de vizualizări. Ai și tu canal de YouTube? Da. Faci vloguri sau ce postezi? Nu fac vloguri, doar piese. Doar piese, atât? Da. Și sunt piese pe care le scrii tu sau... La trap am scris eu toate piesele. Toate piesele care sunt pe canalul meu le-am scris eu, dar în afară de asta ultima, Sistem Otoman, unde a scris-o Leo Cioc. Oh, frumos. Da. Îmi poți fredona? Piesa aceasta? Da. Bombă ce mișto, aolo, ca în Istanbul la fel, Ciughezel, sistemul original otoman, ca în filmul cu Suleiman. Până la 3.000 de lei și 231 rotiri gratuite bonus de bun venit la înregistrarea pe lasvegas.ro. Revendică-ți cadoul și nu rata distracția din online. Bucură-te de victorie cu bonusul de bun venit pentru pariuri sportive. Îndrăznește să joci pe lasvegas.ro și vei primi până la 900 de lei la primele tale 3 depuneri. Creează-ți cont pe lasvegas.ro, validează-l și primești gratuit 222 de rotiri cash la Big Bass Splash. Vânătoarea subacvatică începe acum. Pescuiește cele mai mari câștiguri. În
Descarcă aplicația Las Vegas pentru o experiență memorabilă de joc. Îmbarcă-te într-o călătorie captivantă prin lumea jocurilor de tip slot și a pariurilor sportive online și bucură-te de sport și casino într-un singur loc. Adrenalina câștigurilor este acum la un click distanță. Găsești echipamente din galele Eric Saf, tricouri Eric Saf Streetwear Collection, accesorii cu branding Eric Saf. Cumpără acum accesând magazin.ericsaf.ro. Eric Saf Live. Urmărește live galele Eric Saf. Înregistrează-te în contul tău Eric Saf și bucură-te de o experiență fluidă de vizionare oriunde. Intră în universul Eric Saf. Descarcă aplicația atât din Google Play cât și din App Store. Eric Saf. Sportul înseamnă putere. Mișcarea ne oferă fericire. Împreună putem schimba vieți. Eric Saf, născut din pasiunea pentru sport și viață sănătoasă. Cum te vezi tu prin ochii tăi? Cum ești tu ca copil? Mă văd foarte cu minte. Am 17 ani și la vârsta mea nu fumez țigări. Felicitări. Vape. N-am jucat în viața mea nici măcar 10 lei la aparate sau la casino sau la poker undeva. Și am foarte multă încredere în mine. Bravo, pe plan muzical și sunt foarte narcisist. Ești narcisist? Foarte narcisist. Asta nu prea e bine. Da. Trecem peste. Cum crezi tu că te vor vedea colegii tăi în momentul în care vei merge la școală? Nu știu cum mă vor vedea, dar eu o să fiu la fel în fața lor, pentru că nu consider că ar trebui să mă schimbe faima sau chestii de genul. Eu la fel voi fi în fața lor. Ok. Nu crezi că ar avea puțină invidie pe tine, având în vedere 100%. Că... 100%. Mulți au invidie pe mine. Ok. Și cum gestionezi? Mi-au venit acum o grămadă nume în cap. Ok. Nu vrem să dăm nume, dar cum gestionezi această situație? Sunt obișnuit cu hate-ul și cu invidia, pentru că pot să zic că m-am născut direct la VIP. Gen. Da. Asta este un adevăr, n-am ce să zic. Da. Asta este de un mic adevăr. Am fost... invidiat sau am primit hate sau de-astea. Și cum ai gestionat toată situația asta? Pentru că fiind copilul lui Costel Biju, cred că a fost foarte greu pentru tine ca copil. Din ce punct de vedere? Din punct de vedere al faimei pe care tatăl tău o aducea vouă. Da. Mie mi-a plăcut dintotdeauna să primesc atenție și de-astea, da. Nu m-a deranjat faima sau de-astea. Deci n-ai avut nicio problemă și nu ți-a fost greu? Nu. Nici colegii de la școală n-au fost? Nu. Mă înțeleg bine cu toată lumea. Am înțeles. Mă bucur. Un băiat foarte sociabil și un băiat foarte deschis. Da, și nu am arfe sau de-astea cu copii. Chiar dacă pe social media par arfist pe TikTok, pe Instagram, multă lume spune că sunt arogant, dar în realitate dacă ar sta să mă cunoască mai bine, și-ar schimba părerea imediat. Am înțeles, deci ai foarte mare încredere în tine și ești foarte deschis. Da, și nu am așa, deloc. Te felicit pe această cale și mă bucur că reușești să duci talentul tatălui tău mai departe și că oarecum ești, da, să zicem, ești mândru de tatăl tău. Foarte mândru. Și cred că și tatăl tău este foarte mândru de tine și te iubește enorm de mult. Și sinceră să fiu, m-au luat niște emoții, deci nu știu de ce, în momentul de față, oricum mi-ai transmis tu emoții, nu știu ce se întâmplă, dar am emoții foarte mari. Și aș vrea să
te întreb dacă ai vrea să faci o provocare. Da. Spre exemplu, vreau să scoți telefonul tău acum. Ok. Și să-mi arăți ultimul mesaj pe care l-ai primit pe WhatsApp. Ok. Zim că este de la o fată. Nu e de la o fată. E de la un prieten de-al meu. Ok. Și spune? Nu pot să arăt. Da. Nu vreți să știți... Și în afară de prieten, e cu tata. Am apelul. Înțeles. Am înțeles. Deci nu vreți să știți ce mesaj are acolo. Este un mesaj... Da. Este un mesaj foarte interesant. Se încurajează cu colegul, cu prietenul lui. Nu am ce să zic altceva. Mă bucur că este un băiat foarte deschis și chiar nu a avut nici cea mai mică ezitare în a scoate telefonul din buzunar și a mi-arăta ultimul lui mesaj și mă bucur. Spune-mi, te rog, o să-ți dau trei nume sau hai să spunem două. Salam și Guță. Cine crezi că ar câștiga dacă ar intra în cușca Eriksen? Între Salam și Guță. Între Salam și Guță? Cred că la fel ca la tata și la țancă, remiză. Remiză? Da. Deci tu te axezi doar pe remiză? Sau? Da, nu vreau să spun mai nu mult. Nu vrei să da, spui? Remiză. Am înțeles, nu vrei să spui. Care ai o persoană publică pe care o admiri foarte mult pe lângă tatăl tău? Da. Cine? Din România sau internet? Din România. Din România. Nu vorbim strict din... Da, Aerozen. Aerozen, atât. Da. Altcineva nu mai e pe lângă... Aerozen. Te-ai vedea în cușcă cu Aerozen? Și dacă da, cine crezi că ar câștiga dintre voi doi? Nu m-aș vedea cu el în cușcă. De ce? N-aș putea să mă bat cu el. Pentru că l-admiri sau... Da, pentru că l-admir. Îmi place foarte mult muzica lui. Ai urmărit emisiunea în care a fost tatăl tău? Ultima emisiune, Fără Mănuși? Da, am urmărit. Da? Și? Drag, dar nu m-am uitat la întrebări, am dat direct la bătaia voastră. Și ți-a plăcut? Și mi-a plăcut, da. Ai văzut că tatăl tău la un moment dat a trișat? Cu ce a trișat? Păi, că nu mă percep la regulile Rixup. Păi fii atent, în momentul în care ești jos și îl prinzi în ghilotină, adversarul trebuie să bată, iar tatăl tău a bătut. Și după ce i-am dat drumul, a zis că n-a bătut, după care m-a luat și m-a trântit din nou la pământ. Ai observat? A, da, da, da. Da. Ei, acolo a trișat. S-a părut corect ce a făcut tatăl tău? Normal. Nu. Ia spune-ne, ne pregătești colaborări noi? Da. Alături de? Aș vrea să fie surpriză, dar vă pot da un indiciu dacă vreți. Ia, spune. Este din lumea aceasta. Lumea manelelor. Da. Și este un artist foarte mare. Poți să ne dai un indiciu mai mare ca să înțeleg? Nu vreau. Ok, o să încerc eu să ghicesc. O să încerc eu să ghicesc. Este vorba de Florin Salam? Nu, nu. Dan Burțuc? Nu. Cine e? Nu știu, chiar nu vine alt... Chiar nu vine, nu mai vine. Surpriză. Nimic. Surpriză. Deci nu vrei să ne dai niciun indiciu care să ne ducă... Dar măcar poți să ne spui ce o să conțină melodia, despre ce o să fie vorba în... Distracție. Distracție. Da. Despre femei? Că am observat că ai foarte multe... De petrecere. Am observat că ai foarte multe fane pe TikTok și am văzut că ai primit un mare boom și multe dintre fetele care acum ne privesc vor să te vadă în Buzz House. Da. Ai vrea să... Da, și accepta cu mare drag. Deci ai acceptat o propunere să mergi acolo. Da. Cred că fetele te... plac foarte mult datorită faptului că ești un tip foarte amuzant, carismatic. Da. Am văzut că se fac trenduri despre mine, că sunt fan, că sunt frumos, că sunt drăguț și am văzut că se găsesc unii oameni, unii băieți, în comentarii să zică că dacă nu eram băiatul lui Biju, nu mă mai vedeau frumos, nu se mai făceau trenduri de mine și aș vrea să le pun și o întrebare. De ce nu se fac trenduri de-astea? De ce nu se zice atât de mult, în mod evident, că este frumos băiatul lui Donald Trump sau băiatul altui artist? Și se spune tocmai de mine? Da, uitați, asta este o întrebare care chiar ar vrea și eu să primesc, la care chiar ar vrea și eu să primesc răspuns. Dacă nu eram băiatul lui Biju, nu mă mai vedeau frumos. Tu ești frumos indiferent de situație. Da, mersi. Și mă bucur foarte mult că ai încredere în tine. Cu ce artist nu te-ai vedea colaborând? Cu ce artist? Cu Alex Alvarez. Alex Alvarez, ok. Da. Poți să-mi spui cine este? Că nu știu, îmi pare rău.
Este un artist, cântă, care... Tot din lumea manelelor sau... Nu, am înțeles, deci n-are legătură cu Și a făcut o piesă de asta care devine virală pe TikTok. Am înțeles. Nu pot să o cânt, că e cu mai multe prostii de astea. Am înțeles, de asta nu te vedea colaborând. Da. Și dacă n-ai face piesă cu el, te vedea cu el în cușcă? Adică ai vrea să te bați cu el? Dacă m-ar provoca, aș accepta provocarea, dar eu să-l provoc nu, n-am treabă. Ok, crezi că ai avea șanse să-l bați? Da, cred. Ești sigur, nu? Da. Am înțeles. Mă bucur, vreau să-ți mulțumesc că ai acceptat invitația mea și... Și eu îți mulțumesc pentru invitație. Îți mulțumesc pentru faptul că am avut ocazia să te cunosc. Ești un băiat minunat, un băiat cu mult bun simț. Și voi, dragilor, vreau să vă spun că... Vouă, dragilor, vreau să vă spun că ne revedem duminica viitoare cu o nouă ediție Fără Mănuși, alături de un invitat surpriză despre care nu vreau să vă spun prea multe. Mulțumesc. Ciao.